După ce au străbătut câțiva kilometri pentru a ajunge la locul indicat de bărbatul care a descoperit un craniu, un telefon mobil și mai multe haine sfâșiate, polițiștii din Bumbejiu au anunțat familia băiatului dispărut în octombrie anul trecut. De când a dispărut? Din 26 octombrie 2011. Și ați găsit ceva acum? Da, bateria de la telefon, telefonul s-a găsit ieri, bateria de la telefon și câteva bucățele de pânză din cămașe și din blugi care a avut el. Care credeți că a fost cauza sau ce l-a atacat? Crimă intenționată, fără dubii intenționată, pentru că n-avea ce căuta în zona asta. Oamenii legii efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia. În noaptea de 13-4 martie au fost pe un pârâu situat între versanții muntoși, denumit Valea Rea, au fost găsite niște resturi cadaverice, constând în resturi osoase, niște urme de îmbrăcăminte. Le-am ridicat, urmează a fi dispuse constatări medico-legale, fie efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurilor în care a intervenit decesul. Rudele bărbatului spun că acesta nu cunoștea zona și nu exclud o crimă.